Hai că la asta nu se aștepta nimeni, ca doamna Eleonora să fie mama surpriză a acestui sezon, mama care va fi un fel de mama tuturor băieților neînsoțiți. Ce-i drept o surpriză plăcută, dacă stăm să ne gândim. Eu cred că doamna Eleonora a fost plăcută în primul rând pentru că a fost un număr de sprijin al Giovanei și datorită Giovanei dânsa a devenit atât de plăcută și de apreciată, deși mie, să știți că nu îmi plăcea în timpul competiției când doamna Eleonor scotea în evidență faptul că datorită dânsei Giovana a ajuns atât de apreciată și așa mai departe. Mai țineți minte? Cam asta era. Mie nu mi-a plăcut niciodată acele vorbe, dar na, a venit în competiție, sunt tare curioasă să vedem care va fi parcursul dânsei și cum se va comporta cu fetele, cu siguranță, cu mânuși și cu toate brizbrizurile, pentru că, na, pentru asta este aici. Sper să vă placă, să vă încânte prezența dânsei. Cu siguranță nu vor fi foarte mulți băieți cu mame. Și cred că acesta este motivul pentru care s-a adus așa o mamă din exterior. Vreau să vă citesc comentariile și să-mi spuneți ce părere aveți despre această surpriză și dacă credeți că mai vine doamna Mioara cu Iulian.